Bine v-am regăsit. Mi-a sosit și mie marfa pe care am comandat-o de la Dedeman. Vreau să mă apuc să fac prima cameră la mansardă, așa cum v-am mai spus în clipul în care vă vorbeam despre proiectele pe care le am pe anul 2019. Am depozitat și eu aici vata bazaltică, pardon, minerală. Este o vată minerală în plăci semirigide. Am luat și de 10 și de 15. Eu am grosime la căpriorii ăștia de 15. Inițial m-am gândit să fac de 20 izolația. Ar fi fost ideal. După aceea m-am gândit că o să mă las prea jos cu tavanul dacă mai adaug încă 5 cm. Așa că am rămas până la urmă la 15. O să bag un strat de 10 și unul de 5. Nu știu cât de eficient va fi, dar în orice caz eu zic că se va izola destul de bine, mai ales că o să vină și lambriul, mai izolează și ăla ceva și eu zic că e suficient. Vata minerală este de la Baudemann, sper că e bună, nu știu, nu am mai folosit, de obicei am folosit de la Isover pentru fațadă, când am pus la fațadă, dar cred că e vată. Deci are o conductivitate termică de 0,34, scrie acolo, și mai are un tabel aici pe pachet, eficiență, izolare termică, mă încadrez la asta verde. Deci ar fi cam cea mai bună vată, să zic așa, pe care o produce Baudemann, asta minerală în plăci semirigide. Sulurile astea de vată minerală roz sau roșii, că nu-mi dau seama exact ce culoare e acum, roz. Astea le-am luat, vor fi puse pe jos, peste planșeu, între suportul de fier pe care vreau să-l fac ca să mă ridic la nivel cu planșeul ăsta de aici. Vedeți ce diferență de nivele? Cred că e undeva la vreo 15 cm. Eu va trebui să fac un suport. Îl voi face din țeavă rectangulară. Am cumpărat-o aici. Am depozitat-o. O țeavă rectangulară de 4 cu 3, cu 2 în carne și va veni întărită prin piciorușe. O să vedeți la momentul respectiv, nu are rost să explic acum foarte bine, însă tocmai vă spuneam unde va veni acea vată la sul, este și un pic mai ieftină. Am luat o ușă deocamdată din lemn de brad, mi-a plăcut foarte mult această ușă, asta o să vină la cameră. Este o ușă din rășinoase, lemn natur, ne vopsită, ne nimic, nu știu nici măcar dacă este grunduită. Dar asta va fi dată cu baiți, aceeași culoare pe care o voi da și pe lambriu. Și eu mi-am dorit să fac aici înăuntru un decor așa mai rustic. Mai cum vedeam eu camerele alea din lemn pe la cabanele de munte când eram mai mic, întotdeauna mi-am dorit să am așa o cameră la mansardă, numai din lemn. Și n-avea rost să bag ușa din termopan, am vrut să bag din lemn, tocmai pentru acel feeling, să-i spun așa, de rustic, de munte. Și am luat doar una deocamdată, voi mai lua încă una pentru baie, baia care va veni exact acolo unde am depozitat acum vata, dar o să le fac și eu pe rând, că nu am cum să le fac pe toate odată. Aici am un pachet de polistiren extrudat de vreo 2 în grosime. O să vedeți unde am de gând să-l folosesc. O să mai întrebuiască ceva. Momentan am luat un singur pachet. Vreau să văd dacă mi-ajunge. Dacă nu, o să mai iau. Bun. La ușă. Este, nu știu, o firmă Cobezol. Am văzut că mi-au dat și certificat de garanție la ea. Îmi place ușa, este solidă, groasă, are un toc. Habar n-am cât are grosime, să zic că are vreo 7-8
cam 8, așa, în grosime tocul. Și nu are șildere. Trebuie să-i cumpăr. Dar nu e o problemă să ajung eu acolo. Haideți să vă arăt ce am mai luat. Aici la mine tot dezordine este, dar măcar nu mai este cum era. Dacă vă duceți aminte, toată zona asta era plină de scule. Am făcut un pic de ordine și mi le-am aranjat cât de cât ordonat într-un colț aici. Loc unde vreau să-mi amenajez eu un atelier provizoriu până când îmi voi face în grădină unul. Și îmi voi amenaja pentru nevoile curente un mic atelier. Este un alt proiect. Voi face, bineînțeles, un clip și despre asta și o să discutăm atunci mai pe larg. Hai să vedem așa. Am luat o centrală de la Bosch în condensare. Are vreo 24 de kW. Noi momentan suntem racordați la centrala surorii mele. Așa că de anul ăsta vreau să-mi bag centrala mea separată. Deci 2000 de W, 24 de kW putere. Și cum v-am spus, o centrală în condensare. Și am mai luat două calorifere provizoriu de la Feroli pentru cameră și baie și urmează să mai iau. Dar deocamdată am luat atât, centrala și cele două calorifere. Aici am mai luat niște OSB. Asta este o lopată de zăpadă pentru surme. OSB am luat mai multe foi, dar le-am băgat sub vată. Am luat vreo 4 sau 5 foi, nu se mai văd. Am așezat vata pe ele de 15, pe care le voi așeza peste cadrul de fier. Și ulterior o să vină plambriu, o să vedeți exact cum v-am spus. La momentul potrivit nu are rost să încarc acum clipul cu detalii. Astea două foi de OSB sunt pentru atelier. Începusem eu acolo să prind, veți vedea și cu OSB-ul ce am de gând să fac. Asta este o placă din Lemnatur. Lemnatur de 27 grosime. Aici scrie Schweisskover Holz Industrie. Nu aveți decât să săriți pe mine. Mie îmi plac produsele de la Schweisskover. Sunt calitative, iar în România deocamdată nu există o companie care să producă niște produse calitative, deci nu avem alternativă. Astea sunt produsele, asta e calitatea și ca atare asta iau. Foarte bună firma și voi mai cumpăra. N-am eu nevoie de concepțiile unora, că nu ne fură nimeni pădurile, le vindem noi. Da, hai să nu intrăm în altele. Câteva piese mai mici, aici accesorii. Aici am luat niște borduri, niște colțare din aluminiu cu o bandă din asta antiderapantă. Uite, arată aici, să încerc să văd dacă reușesc să focalizez. Are 30x46 și vine montată exact ca în această imagine. Vreau să le pun la scările de jos, la treptele de jos, că de câte ori plouă alunec acolo și risc să mă accidentez. În cutia asta, vă arăt așa superficial, doar în imagine deocamdată, este un fel de sistem de organizare pentru câteva scule. Sunt două plăci care se prind în perete cu niște organizatoare din astea și o să-l montez în atelier. Nu l-am desfăcut, nu știu cât este de calitativ deocamdată, dar o să îl vedem atunci când îl voi monta. În cutia asta am mai luat și eu câteva mărunțișuri, nu mare lucru, niște filtre pentru cafetieră, niște saci din ăștia de gunoi de 240 de litri, foarte buni, niște rotile am să pun la un raft, cablu, vreau să fac un prelungitor, banda de aluminiu, apropo am luat și
Asta unde le-am pus. Folie barieră de vapori și cu asta se lipesc terminațiile de la folie între ele ca să nu pătrundă și pe acolo vaporii de apă. Da, eu am luat să fie. În principiu nici n-aș fi pus barieră de vapor, dar hai să pun, ca așa spune în carte. Niște perii pentru grătar, curățat grătarul, o soluție pentru WC. Aici am o chestie foarte mișto, o soluție pentru îndepărtarea etichetelor și a resturilor de adezivi. Mi s-a întâmplat să lipesc scotch din acela de hârtie alb, am uitat de el, a rămas lipit, l-am dezlipit, dar a rămas lipiciu pe termopan și sper ca ăsta să mă salveze, să-l curețe. Că altă variantă nu am și aici mai am tot o chestie care sper să funcționeze, o soluție pentru îndepărtarea urmelor și petelor de ciment. Când am pus bucățelele alea de gresie la soclu, au mai rămas câteva pete din alea de adeziv, s-a mai pătat inevitabil și îl spăl, se vede curat, dar când se usucă tot alb se vede și sper să reușesc să îndepărtez cu chestia aia, să fie ca un fel de acid așa care îmi curăță urmele alea de adeziv. Și aici mai am, astea sunt pentru sorul meu, un set din ăsta de duze pentru furtun. Cred că știți cum funcționează, se conectează la cișmea, la furtun și așa mai departe. Am luat și furtunul, este un furtun de vreo 20 de metri. Economic, nu știu dacă economic în sensul că economic sau că așa se cheamă firma asta, unde zice că e fabricat în Polonia. Dar eu mai am furtun din asta și e foarte bun. Și cu duzele astea, că vine acum vara, și am mai luat așa un cojin ăsta de gunoi, să-l am aici în atelier, că se mai găsește câte o hârtiuță de aruncat, câte ceva. Stăteam cu saci de gunoi, cu toate prostiile. Da, în principiu, nu vă arătasem cutia aia înaltă acolo care stă în picioare, este tubul de evacuare de la centrală. Da, momentan, cam asta am luat, ați văzut că aveam curtea plină de pachete din astea de vată. Am mai luat, cred că le-am băgat pe aici, pe spate, pe undeva, sau astea sunt niște șibci din astea. Niște șibci. Astea vor veni montate peste folia barieră de vapori și practic de astea voi prinde lambriul de lemn. Deci, momentan, cam asta am luat de la Dedeman. Materia primă, ca să pot să mă apuc de treabă. Pe urmă urmează să mai iau lambriul, să iau parchetul sau ce mă voi decide să pun pe jos. Și cam atât am să vă arăt în momentul de față. O să mă apuc de treabă și o să vedeți în detaliu, o să fac clipuri, vă dați seama, etapizate, frumos, cu toate operațiunile pe care le voi face, cum voi face și așa mai departe. Așadar, o să ne reauzim la clipul următor și până atunci vă doresc să aveți chef de treabă și numai bine.